Vremea continuă să fie rece pentru această perioadă anului, iar fenomenele extreme par să ne ducă cu gândul la iarnă. Vântul a suflat mai tare în regiunile sud-estice, cu norări temporare și pe alocuri cu ploi slabe. Temperaturile s-au încadrat în jurul valorilor de maxim 9 grade Celsius. În această seară și la noapte la Giurgiu sunt șanse de ploaie, iar la munte va ninge. Rafalele de vânt pot depăși 50 de km la oră, iar pe crestele montane va atinge chiar și 70 de km. Marți vremea se va încălzi ușor, astfel încât temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 15 grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind în regiunile nord-vestice, iar cele minime se vor încadra între minus 4 și 4 grade, ușor mai coborâte în depresiuni. Cerul va fi variabil, cu unele norări în sudul țării, unde mai ales în cursul zilei, izolat, se vor semna la ploi slabe.